Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Terapia cu Prof Online. Vă spuneam că multe probleme pe care le-am rezolvat necesită timp. Iar timpul acesta nu știu de unde să-l găsesc. Și fiindcă m-au rugat câțiva prieteni să le duc, să le dau câte o ramă de asta, una, două, de miere, vă spuneam că vând cu tot, fagurile cu tot. Dragilor, iată că m-am gândit să vă arat un biostup care n-am scos niciodată anul ăsta. El s-a blocat aici. Am apucat de-am scos două rame. Da, deci de aici am scos două rame, cum se și vede. Și le arăt îndată, le arăt așa arată. Nu găsiți o celulă necăpăcită, dragii. Deci asta este ceea ce știu să facă minunile acestea, albinuțile acestea. Deci, doar acolo în colț, 3-4 celule, încolo totul este, uitați-vă, totul este full, perfect căpăcită. Știți ce, v-am explicat ce se întâmplă. Fiecare celulă se pune un conservant cu proprietăți terapeutice nebănuite, după care un pic de propolis și căpăcelul acela. Iar la decăpăcit, luăm smântână, cum se spune, căpăceala asta încă ține smântână. Acum, acest fagure se poate consuma complet, așa cu totul, nu? Tăiat bucățele și profităm și de căpăceală, de toate, tot ce înseamnă natural. Nu mai poate fi vorba de faptul că ceva s-a întâmplat cu mierea aceea de care vorbim. Că se întâmplă din multe ori să găsim mierii contrafăcute. Dar acum, această ramă cu totul, luată, doar la prețul de 35 de lei kilogramul, deci cântărim. Povestea cineva că am vândut cu 35-40 de lei kilogramul. Dar eu o dau cu 35 așa în celulă, ca să mâncați voi fagurile acestea. Așadar, dragilor, iată una, am scos-o acum. Două le-am scos. Bine, arăt o arăt și pe cealaltă ca să înțelegeți că așa stau lucrurile. Numai cât vă prezint așa și pe partea și pe alta, este o puțin mai grea aici, nu găsiți decât, deci văruite, cum spun într-un limbaj de asta picol. Deci văruite sunt. Deci cu 35 de lei kilogramul pe cântar, asta vă oferă. Pentru a prinde așa ceva. Așa, și mai aveți și propolis. Iată cum arată propolisul, dragilor, da? Deci ele au propolizat și au pregătit pentru iarnă tot produsul. Nu au nicio clipă în minte, în gând, ideea că vine ursul și le ia produsul. Au fost două rame, le-am scos. În continuare, de aici scot. Încă două rame, trei rame, cinci am rame de dus și repet la greutate, mă puteți găsi aici, sunați, mai ales cei care sunt prin jurul Bacăului, puteți opri aici la Traian și funcție de câte rame doriți, pe loc le scot, calde sunt. Ia uitați-vă, dragilor, a treia ramă, dacă din margine a fost așa, apoi toate acum sunt așa. Toate sunt full. Vă uitați și acolo, tot la fel este, și înăuntru, nu mai încape discuții, toate sunt până la margine. Așa că, fiindcă trebuie să, cu o singură mână nu pot opera, doar acest filmuleț vi l-am arătat. Am și, cum spuneam, și familia cele 3 în 1, toate pregătite, gata să le puteți lua. Vă rog să o faceți cu toată încrederea, pentru că iată de ce a fost capabil acest biostup. Asta e varianta de biostup, primul pe care l-am construit. Nu-i făcut de Viorel, e cel de la Constanța, unde, mă rog, noi eram în prima fază, el este zdrelit așa. Vopseaua aceea care am dat-o eu n-a fost dată imediat, ce l-a plouat, în sfârșit, după aceea l-am vopsit. Deci, de la băiatul la Constanța cu care pornisem în prima variantă proiectul. Așadar, asta am vrut să vă filmez. Mă grăbesc, dragilor, că trebuie să mă întâlnesc cu respectiva persoană și să îi dau cele 5 rame. La revedere, dragilor, pe curând!